folosiți centura de siguranță. Acesta este motoul prezentării unui dispozitiv ce a avut loc astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Prezentarea a fost făcută în cadrul campaniei pentru siguranță rutieră cu suportul Guvernului Republicii Moldova. Dispozitivul limită viteza de 30 de km la oră ce poate fi dezvoltată de un automobil și ține să demonstreze ce se poate întâmpla dacă centura de siguranță nu este cuplată. Statisticile deja denotă concludent că acei care sunt cuplați, la cele care sunt cuplate centurile de siguranță, în caz de accident rutier, gravitatea consecințelor respectiv se reduce cu 50-60% și mai mult ca atât, în proporție de 80%, pot evita leziuni corporale. Pază bună, ocolește primejdelea, după cum ne spune proverbul nostru. După o mică dispută între premier și șeful poliției rutiere, cei doi au ajuns la concluzia că Vlad Filat este cel care ar trebui să încerce noul dispozitiv primul. Eu fac un apel către toți cei care sunt în trafic rutier să poarte centura de siguranță, fiindcă așa își vor proteja viața și vor fi aproape de cei dragi. Și foarte important este ca noi să respectăm regulile, toate, inclusiv și cele care țin de securitatea în traficul rutier. După ce șeful poliției rutiere a încercat dispozitivul, acesta a mărturisit că nu este chiar atât de cu minte la volan. Vă ajută centura. Fără careva îndoială. Nu, păi am luat întreprins măsuri. Am întreprins. Este primul dumneavoastră accident? Sincer. Sincer, nu. Nu, au fost cazuri mici, care fără consecințe, au fost. După centura o cuplăm fără careva îndoială. De la începutul anului au fost depistate 8300 de cazuri de necuplare a centurii, iar amenda în acest caz este de până la 400 de lei. Cu toate acestea, nu toți șoferii văd rostul în respectarea acestei norme rutiere. Tot așa adivaiu când iedu să scorăști. Când ies în afara orașului, eu purtăm. Că acolo viteza e mai puternică. Da, accidente n-ați avut? Bă, dar prost, Dumnezeu, că n-am avut. Purtați întotdeauna centura de siguranță? Da. De ce? Păi din cauza că asta e siguranța vieții mele, asta e cel mai important. Restul nu contează nimic. Dispozitivul ce a costat 60.000 de euro va putea fi testat de orice doritor până duminică, cu unele restricții însă. Vârsta minimă a doritorilor nu trebuie să fie mai mică de 12 ani și mai mare de 60. De asemenea, nu au voie să testeze aparatul persoanele hipertensive, epileptici, cei care au suferit intervenții chirurgicale sau traume la coloana vertebrală și femeile însărcinate.